Detalii cu tremurătoare ies la iveală în cazul Danei Roba. Ce a vorbit Daniel Balaciu la telefon cu puțin timp înainte să cheme salvarea Daniel Balaciu a fost cel care a agresat-o, dar și cel care a sunat la 112. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, inițial, iar mai apoi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, măsură ce s-a prelungit la fiecare alte 30 de zile. În cele patru ore care au trecut de la momentul agresiunii și până când a sunat la 112, Daniel Balaciu ar mai fi avut o discuție cu o altă persoană, cu privire la starea în care se afla Dana Roba, după măcel, spun sursele WBIS.ro. Soțul vedetei ar fi sunat pe cineva și ar fi spus cum se simte bruneta, primind astfel și sfatul de la apela numărul unic de urgență. La expertiza telefonică s-a auzit că el a vorbit cu cineva la telefon și a spus că aștept să moară de patru ore, dar nu se mai stinge. Ce să fac, explică sursele WOBIS la celălalt capăt al firului. Persoana respectivă l-ar fi sfătuit pe Daniel Balaciu să cheme o ambulanță și ar fi fost de părere că există și avantaje în faptul că nu a murit vedeta. Persoana respectivă i-a spus să sune la poliție că e mai bine că n-a murit și dacă n-a murit, nu o să faci pușcărie nici măcar o zi. El, dacă știa că face pușcărie, nu suna la poliție, au mai dezvăluit sursele WOBIS.